Am devenit mai leneși. Din comoditate, mai mult de jumătate dintre români preferă să se deplaseze cu mașina chiar și pentru distanțe scurte. Deși toată lumea știe că mersul pe jos face bine, puțini sunt cei care încă mai aleg această variantă. Sedentarismul este printre cele mai grave boli ale societății contemporane. Statul tot mai mult la birou, pe scaun, mersul doar cu mașina personală sau taxiul contribuie semnificativ la instalarea sau perpetuarea unor probleme de sănătate, cum ar fi obezitatea, bolile cardiovasculare sau scăderea mesei mușchilor scheletici. Chiar și acel drum de 30 de minute până la muncă, parcurs în mare parte pe jos, poate conta mai mult decât crezi. La voastră, mergeți pe jos sau folosiți mașina? Cu mașina, că serviciu... Avantajele mersului pe jos sunt multe, începând de la menținerea unei siluete de invidiat până la efectele pozitive asupra sănătății. Pentru că, da, nu e obligatoriu să mergem la sală și să tragem de fiare pentru a fi sănătoși și cu un corp în care să ne simțim bine. Nu degeaba se spune că 30 de minute de mers pe jos în fiecare zi reprezintă sănătate curată. Randonomia, grandonomia asta. Înțelegi, care să se dea mai mare unul decât altul. E o chestiune și de bun simț. Pentru că a merge pe jos, mersul pe jos e sănătos, ieși în aer și faci mișcare, așa, dai naștere la sedentarism. Domnul din imagine obișnuiește să meargă pe jos. Acesta ne spune că în ultimul timp, în Severin, numărul mașinilor a crescut semnificativ. De mult a crescut numărul mașinilor în ultimul an. Dai de mine, groaznic, nu avem locuitori câte mașini cred la ora actuală. Toate tinichelele de dincolo le-au adus aici în România. Toate tinichelele, zice că mi-au mașina. Zice că aveam un prieten plecat după timpuri în America. Și în sfârșit, și mi-a zis că românul e cea mai proastă nație, n-are casă de așa mașina. Da. Deci, asta, investește. Mașina nu mai e, nu, e o necesitate normal, dar o necesitate cu totul adevărat. Nu, iau, mă duc, stau la 100 de metri de piață și mă duc cu mașina în piață. Mersul pe jos este o activitate fizică cu impact redus care poate fi introdusă cu ușurință în rutina de zi cu zi. Poate fi făcută în orice moment al zilei și în ritmul ales de tine. Este gratuit, nu necesită echipament sofisticat sau antrenament special.